Sistemul dominant se definește, deci, prin omniprezența ideologiei sale de piață. Aceasta ocupă întreg spațiul și toate sectoarele vieții. Nu spune decât produceți, vindeți, consumați și acumulați. Sistemul dominant a redus toate interacțiunile umane la raportul de piață și consideră planeta noastră drept o simplă marfă. Datoria pe care ne impune este munca servilă. Singurul drept pe care îl recunoaște este dreptul la proprietatea privată. Singurul zeu pe care îl venerează este banul. Dreptul de a te face remarcat este monopolizat de cei de la putere. Scena este rezervată oamenilor și discursurilor favorabile ideologiei dominante. Gândirea critică la adresa sistemului este necată în torentul mediatic care determină ce este bine și ce este rău, ce putem vedea și ce nu. Omniprezența ideologiei, venerarea banului, monopolul aparițiilor publice, absența pluralismului democratic, absența opoziției vizibile, voința de a transforma omul și întreaga lume în propria sa imagine și represiunea sub toate formele sale. Iată deci adevărata față a totalitarismului modern. Majoritatea îl numesc democrație liberală. Este timpul să numim ceea ce este cu adevărat. Un sistem totalitar de piață. Omul, societatea și întreaga planetă servesc acestei ideologii. Sistemul totalitar de piață a realizat ceea ce niciun alt sistem totalitar nu a reușit în trecut. Dominarea întregii lumi de către o singură ideologie. Astăzi exilul a devenit imposibil.